Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Ne aflăm în cea de-a cincea duminică după pogorârea Sfântului Duh, duminică în care la Sfânta Liturghie s-a citit un pasaj din Evanghelistul Matei despre vindecarea a doi demonizați din Ținutul Gadarei. Alături de mine în seara aceasta se află părintele profesor universitar dr. Ștefan Iloae de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, vă mulțumim pentru invitație și pentru generozitatea și promptitudinea cu care ați acceptat invitația. Vă mulțumesc eu, cu drag. Părintele profesor este desigur foarte cunoscut în rândul clerului și cred că și foarte îndrăgit, însă poate că pentru radioascultători câteva cuvinte ar fi folositoare. Părintele profesor este directorul Departamentului de Teologie din cadrul facultății noastre și este titularul Catedrei de Teologie Morală. De asemenea, o altă pasiune a părintelui profesor sunt aspectele ce țin de bioetică. Câteva volume sunt apărute la editura Renașterea, editura Arhiepiscopiei noastre. Voi aminti doar trei titluri: Responsabilitate morală personală și comunitară, o perspectivă teologică, Cultura vieții, aspecte morale în bioetică și Morala creștină și etica postmodernă. De asemenea, sunt câteva zeci de studii pe care le semnează părintele profesor și care au apărut în reviste din țară și din străinătate. Părinte profesor, vom procede la tălcuirea Evangheliei și, așa cum este tipicul, mai întâi voi citi cuvântul Evangheliei, după care vom nuanța împreună câteva cuvinte. Pasajul Evangheliei așadar este din Evanghelistul Matei, capitolul 8, și zice așa: și trecând el dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el i-a zis: duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Dragi radioascultători, vă amintim că puteți să puneți întrebări la numărul de telefon 0264-596-500 sau să faceți comentarii sau să puneți întrebări pe pagina de Facebook a emisiunii Radio Renașterea, unde transmitem live emisiunea. Părinte profesor, care credeți că sunt elementele esențiale, importante, pe care am putea să le transmitem radioascultătorilor? Ce se desprind din textul Scripturii? Întâi de toate, există mai multe mesaje și mai multe învățături pe care le putem desprinde, aș spune chiar că trebuie să le desprindem din Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie. Și înainte de a intra și de a mă referi, de a ne referi la câteva dintre ele, e bine de menționat faptul că tocmai întrucât există multe învățături și există multe aspecte și unele dintre ele de foarte fină nuanță, acesta cred este motivul pentru care în biserica noastră știm de obicei duminica la Evanghelie se citește odată un pasaj, se trece la altul. E bine, într-o altă variantă decât cea de la Matei, cea de la Luca, unde apare același episod, este citit încă o dată în anul bisericesc, în duminica 23-a după Rosalii, ceea ce indică importanța pasajului. Adică nu este suficient să auzi, să asculți, de fapt, și să meditezi asupra acestui text și a ceea ce s-a întâmplat acolo, așa, doar o dată, ci e bine să revenim și, repet, acesta cred că este motivul pentru care biserica a rânduit Să se citească de două ori pe an. Să se citească de două ori pe an.
Sigur, un prim aspect asupra căruia aș vrea să ne oprim este următorul. Sigur, Hristos se afla în afara granițelor Țării Sfinte, sigur, granițe aproximative, dar oricum trecuse cu corabia în partea cealaltă, unde locuiau evrei amestecați cu păgâni, din câte ne spun specialiștii. Primul aspect asupra căruia e important, asupra căruia vreau să rămânem, să poposim puțin, este faptul că demonizații cei doi, în Evanghelia după Matei apare așa, în Evangheliile după Marcu și Luc apare un singur demonizat, nu este de mare importanță dacă a fost unul sau a fost doi, dar să ne referim la cea după Matei, cea de astăzi. Demonizații îl întâmpină pe Hristos. Ies în întâmpinarea lui. Sigur, aflăm din parcursul Evangheliei și ați citit că, în fond, cei doi erau posedați la propriu. Nu era o întâmplare, nu era ceva, nu erau niște consecințe sau doar niște consecințe ale unor păcate, ale unor greșeli, putem intra, dar nu e rostul acum, ci, vedeți, demonizații, practic demonii, cei care stăpâneau pe cei doi, nu îi determină pe cei doi să fugă din fața lui Iisus, să se ascundă. Foarte interesant, da. Ci ies în întâmpinarea lui. Și ei sunt și cei care pun prima întrebare. Ce ai cu noi, Iisuse? Sigur, demonii recunosc pe Iisus. Mulți dintre cei care erau de față nu îl recunoșteau. Știau apostolii, bănuiau, intuiau și își aveau și ei îndoielile lor. Încă nu se descoperiseră Hristos ca fiind Mântuitorul. Da. Și atunci, deci, demonizații îi aduc pe... sunt aduși de către diavol sau diavolii vin prin intermediul demonizațiilor înaintea lui Hristos. Nu se feresc de el. Este un prim aspect și... Sigur, nu putem avea un răspuns complet aici de ce anume ei fac asta, de ce nu fug. Știau că este Hristos, știau că întâlnirea cu el nu poate să fie una, diavolul este înțelept, este deștept, chiar înțelept spun, da? Și chiar și pagine de Scripturi ne arată. Deci ei știau că întâlnirea cu Hristos nu poate să fie una comodă. Exegeții tind să creadă că, în ciuda acestui fapt, aducerea celor două personaje, celor doi bărbați, înțelegem că erau bărbați, da. Aducerea în fața lui Hristos arată că pentru demoni era mai important respectul față de Hristos, deși poate părea puțin ciudat, dar respectul față de Hristos decât fuga de el. Întâlnirea aceasta interesantă dintre demoni, care erau foarte mulți, aflăm la fel din paginile Sfintei Scripturi, și Hristos se produce. Este un prim fapt acesta care cade sub semnul întrebării, repet, nu și al unui răspuns absolut și definitiv. Demonii, diavolii, prin cei doi, vin în fața lui Hristos. Măcar că ar fi avut posibilitatea să îi determine să fugă. Categoric. Să se ascundă așa cum trăiau prin momente și așa mai departe. Este un prim aspect. Un al doilea. Sigur, noi citim paginile Sfintei Scripturi, dar în destul de puține situații, este părerea mea, cred că în parte am dreptate, în puține situații stăm la modul real să medităm profund. Unde vreau să ajung? Dumnezeu l-a făcut pe om frumos, cu certitudine. Și Dumnezeu îl face și astăzi pe om frumos. Noi venim în lume frumoși, frumoși interior în primul rând. Și fizic, dar în special interior. Ori omul frumos este omul care trăiește în comunitate. Cei doi trăiau în afara comunității. Trăiau prin momente, erau sălbatici, ca și sălbatici. Omul frumos, cu un om frumos sau oamenii frumoși, se întâlnesc între ei și se bucură unul pe celălalt. Ori gadarenii pur și simplu fugeau de ei. Și există în varianta de la Marcu, există câteva nuanțe de mai mare profunzime și de mai mare impact cu privire la ce se întâmpla cu cei doi. Își aveau locuința în morminte. Cine stă în morminte? Morții. Morții.
pe bună dreptate cineva a făcut legătura și nu putem să ne facem între diavol și moarte. Cei doi erau demonizați. Stăpâni peste ei. Nu erau ei înșiși. Erau diavolii. Și atunci își aveau locuința în morminte. Nimeni nu putea să-i lege nici măcar în lanțuri. Pentru că de multe ori, fiind legați în obezi și în lanțuri, rupeau lanțurile și obezele le sfărâmau și nimeni nu putea să-i potolească. De nestăpâniți. De nestăpâniți. E clar că oamenii conaționali, rudele lor, să ne gândim, nu vor fi fost străini de comunitatea lângă care trăiau acolo în morminte. Cu certitudine vor fi încercați să facă ceva. Evanghelistul Marcu ne spune că nu au reușit. Erau de nestăpânit. Neîncetat, noaptea și ziua, erau prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Unde e frumusețea acestor oameni? Mai există? Mai există. De ce s-a pierdut? Ce face să fie pierdută frumusețea? Frumusețea interioară, repet, la aceasta mă refer întâi de toate. Nu? E clar că există o legătură între diavol și urțenie. Evanghelia de astăzi ne arată foarte limpede acest lucru. Și atunci, oamenii aceștia și-au pierdut, de aceea au ajuns într-o asemenea situație, pentru că, sigur, nu știm de ce, încetul cu încetul, în timp, cel mai repede bănuim că așa și nu brusc, dintr-o dată au fost stăpâniți, au ajuns să fie stăpâniți de diavolul. Dar, vedem mai departe, în decursul evenimentelor care s-au derulat așa cum le-ați citit, că Hristos le redă acestor demonizați frumusețea. Hristos este cel care ne redă frumusețea. Ne-o dă înapoi, chiar dacă am pierdut-o. Totul este să te întâlnești cu Hristos. Totul este să ieși în întâmpinare, așa cum i-au ieșit ei. Nu l-au evitat. Chiar dacă, repet, întâlnirea nu putea să fie comodă pentru diavol. Dar Hristos le redă frumusețea, îi reface sănătoși. Iar e nevoie să facem o legătură, o relație între sănătate și frumusețe. Sănătate interioară și frumusețe interioară. Și chiar și sănătate fizică și frumusețe fizică. Ne uităm la mari duhovnici, la chipurile acelea de 80-90 de ani. Sunt o frumusețe incredibilă. De ce? Pentru că l-au întâmpinat și îl întâmpină zilnic pe Hristos și au făcut în așa fel cât întâlnirea cu El să nu fie zadarnică, să nu fie undeva, să rămână undeva ascunsă, ci pur și simplu au lucrat cu El și lucrează cu El, iar asta și peste trup și pe trup se vede. Și relația aceasta între frumusețea interioară și frumusețea exterioară, frumusețea sufletească și chiar și frumusețea trupului, fără să ne referim la ceva anume deosebit, da, fără nicio conotație, pur și simplu. Se autodetermină. Cu certitudine. Ori Hristos le redă prin redarea sănătății fizice acestor oameni, sigur, prin scoaterea lor de sub stăpânirea diavolilor, așa cum ne vom opri imediat și vom vedea, el așadar, prin faptul că îi elimină pe diavoli, îi obligă să iasă, ei redevin sănătoși mental și fizic, bineînțeles, da? Și intră într-o altă etapă a vieții lor. Într-o viață frumoasă, cum poate va fi fost și cea de dinainte. Sigur, cu greutăți, cu nevoi, cu boli, până la urmă, e adevărat. Dar, cu totul altceva este frumusețea aceasta pe care ei o recâștigă decât starea deplorabilă în care erau. Nu strigau prin munți, locuiau în morminte, strigau în munți, prin munți. Nu puteau să fie potoliți, erau de nestăpânit. O adevărată dezumanizare. Dezumanizare. Așa și este. Starea lor aceasta este. Și toți cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, cei care ne prezintă evenimentele, sunt unanim în prezentarea stării acestea dezumanizate și dezumanizante în care omul stăpânit de diavolul, stăpânit de diavolul, ajunge, pur și simplu. Da. După aceea, un alt aspect este, și nu putem eluda și nici nu vreau, este acela al discuției dintre diavol și Hristos. Întâi de toate, că diavolul îl recunosc. Mulți dintre cei care erau acolo, mai ales că Hristos nu era în teritoriul Țării Sfinte, nu știau cine este Hristos. Nu știau. Diavolii știu. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Le întreabă.
întâi de toate, spun nu fiul lui David, nu fiul omului, nu Mesia, ci fiul lui Dumnezeu. Ah, da, interesant. Diavolii știu exact cine este cel din fața lor. Ce ai cu noi, Iisus, e fiul lui Dumnezeu. Ori, sigur, identificarea aceasta pe care diavolii o fac va fi fost, cred, sigur, nu știm cine va fi fost în apropierea lui Hristos acolo, dar pentru apostol să spună, sau pentru unii dintre ei care au fost de față, va fi fost cu certitudine, dacă au auzit aceste cuvinte, va fi fost un mare semn de întrebare sau de exclamare, da, acesta chiar este fiul lui Dumnezeu. Fiul lui David, sigur că erau expresia fiul lui David, fiul omului, au conotații și specialiștii știu bine, exegeții în special, mult mai bine decât mine, că aveau conotații care trimiteau la identificarea acestor expresii cu Mesia. Uh-huh. Da. Sigur că Mesia nu era în tradiția iudaică de atunci, nu era încă, nu se făcea identitate între Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Mesia putea să fie și altcineva, un proroc, un fiu născut în lume. Da. Dar revin. Deci, ce ai cu noi, Iisus, e Fiul lui Dumnezeu. Sigur, ne surprinde întrebarea cealaltă care urmează după aceea. Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Da, la fel, exegeții vin și spun că și nu numai, și în credința noastră există foarte puternic această, sublineată această realitate, anume că va veni o zi în care diavolii vor fi chinuiți. Sigur că cred că pentru diavol va fi fost atunci o surpriză să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ și să fi crezut că a venit acum deja, acum să-i chinuie. Oricum, întrebarea este surprinzătoare și, repet, chiar dacă avem răspuns la ea, ne rămâne spre meditație faptul că, întâlnindu-L pe Hristos pe pământ, poate fi însurprins de acest lucru, pe Fiul lui Dumnezeu, da? Diavolii îl întreabă, ei prin gura celor doi demonizați, bineînțeles, îl întreabă, ai venit aici înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și după aceea, tot ceea ce se întâmplă, da, evanghelistul ne spune că ne relatează un încă ceva. În Evanghelia după Luca apare și următorul aspect. Hristos îi întreabă pe demonizat sau pe, în varianta lucanică, pe demonizat. Care ți este numele? Vedeți importanța numelui. Mm-hmm. Care ți este numele? Mm-hmm. De câte o stăm să ne întrebăm în ce situație mă întreabă Dumnezeu care mi este numele? Cum te cheamă? Știți relația foarte strânsă între, și există, între nume și persoană. Chiar dacă avem pe un pomelnic de 10 ori Ioan, fiecare dintre ei este o altă persoană, chiar dacă numele este același, pentru că este o altă relație între nume și persoană. Da, chiar era tot astăzi, în paranteză, acolo în calendar, se scria că se face pomenire de rugăciunea lui Iisus. Desigur, e vorba de rugăciunea din Ghețimani împărătească, dar apropo de rugăciunea lui Iisus, se zice că Hristos se ascunde în spatele numelui lui. Tocmai de aceea monahii repetă la infinit acea rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, da. Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Ca prin repetare, repetare și redarea continuă. Să intri în contact cu ceea ce e dincolo de nume. Da, pentru că cu persoane. Asta se întâmplă. Și când stăm noi de vorbă între noi, intri dincolo de numele care, pe care l-ai pe o hârtie, inclusiv la un examen sau la ceva. Da? Ai un nume, dar e o identitate personală de dincolo de nume. Și Hristos îl întreabă, care ți este numele? Iar el a zis legiune, căci mulți demoni intraseră în el. Legiune înseamnă un număr aproape infinit. Și aspectul acesta lipsește din Evanghelia după Matei, ceea ce nu trebuie să ne pună pe gânduri, bineînțeles. Dar așa ne-am putea explica mai bine starea dezumanizantă în care au ajuns cei doi. Adică nu era un diavol, nu erau doi, era o legiune. Nu știm de ce, nu știu cum s-a ajuns la aceasta. Dar era o mulțime de diavoli. Și în context, evanghelistul ne spune că nu departe de ei era o turmă mare de porci păscând. Iar demonii îl rugau, apare încă un aspect important, îl roagă demonii pe Fiul lui Dumnezeu. Îl roagă.
Dacă ne scoți afară, vedeți, e un dacă acolo. Ei n-aveau certitudine, nu știau ce se va întâmpla cu ei. Dacă ne scoți afară, trimite-ne într-un mare de proce. Sigur, va fi fost preferabil pentru ei, așa ne spun exegeții și chiar dintre cei din vechime, din primele comentarii, va fi fost preferabil pentru ei decât să-i trimită în locul lor, în iad sau în șeol sau în așa, preferabil să intre într-o turmă de porci. Să iasă din om, dacă ne scoți afară, trimite-ne, dar nu acolo unde ne este locul. Lasă-ne tot în creație. Tot în materie. Tot în creație, tot în materie. Și aici, vedeți cum diavolul reușește prin simpla existență și prin lucrarea pe care o face, bineînțeles, nu chiar doar prin simpla existență, ci prin ceea ce face. Urâțește omul, urâțește creația. Sigur, uneori aceasta se întâmplă tot prin om. Dar se întâmplă acest lucru. Apropo de relația dintre frumos, sănătos sau creatura adusă în existență, frumoasă de către Dumnezeu și stricată, urțită de către diavol. Da, și sigur se întâmplă ceea ce știți, anume că Hristos le dă voie, deci reformulește, de fapt, readuc în discuție. Ei îl roagă pe Hristos, îl roagă, îl rugau. Iar demonii îl rugau zicând. Îl roagă ei pe Fiul lui Dumnezeu ca să nu-i trimită în altă parte. Și dacă ne scoți afară, trimite-ne într-o mare de porci. Deci prin ceea ce fac, prin faptul că îl roagă undeva, ei rămân cu certitudinea faptului că ei rămân făpturi create de el și inferioare lui. Că îi se supun. Și că îi se supun. Că îi se supun. Da, da, așa este. Da. Așa este. Deci sunt creaturi, îi se supun Fiului lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. Da? Da. Sigur că apare firesc întrebarea de ce Hristos le dă voie să se ducă. Pentru că știm că a urmat o mare pagubă. Evanghelistul notează simplu, el a zis, duceți-vă. Duceți-vă. Îi ascultă Hristos sau a pus cineva întrebarea aceasta așa, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi asculte pe demoni? Le face plăcerile. Da, da. Le împlinește dorința. Era o dorință lor. Dacă ne scoți, dă-ne drumul. Îi ascultă pe demoni. Cu certitudine este aici un alt tâlc și o să ajung imediat la el. Dacă vreți să am neoprim acum, ca să încheiem partea aceasta. Și ieșind, s-au dus în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărâni mare și a pierit în apă. Vedem cum Hristos, vedeți, în cadrul același eveniment, procedează diferit cu creația lui. Îi salvează pe cei doi demonizați, îi scoate din urățenia în care erau, le redă frumusețea, le redă calitatea de oameni, demnitatea de oameni, da? De a locui în casă, de a merge la familiile lor, de a se întâlni cu ceilalți, de a reintra în societate, de a le fi bucurie unii altora. Pe de o parte. Pe de altă parte însă, ascultă pe demoni și se produce o pagubă mare. Unul dintre evangheliști notează undeva că erau, cred că tot Marcu, erau ca la 2000 de porci, ceea ce înseamnă că... Pagubă imensă. O pagubă imensă. Și... Deci, Hristos procedează diferit. Cu demonii, repet, el ca Dumnezeu și ca Fiul lui Dumnezeu știind că urma să se întâmple, ce urma să se întâmple, și totuși face așa. La fel, unii comentatori zic în felul următor, spun că Hristos a procedat așa, dat fiind faptul că inclusiv evreii din zona aceea, nu știm cât de mult erau amestecați cu păgânii, inclusiv evreii din zona aceea, se știe, n-aveau voie să crească porci, nici să mănânce. Probabil că dacă nu va fi fost doar pentru mâncare, turma oricum era mult prea mare ca să fie doar pentru aceasta, era pentru vânzare. Și atunci Hristos, prin rugămintea, prin acceptarea rugăminții diavolilor, acceptă provocarea unei pagube materiale mari, imense. Cu un scop. Care o fi acela? În primul rând, cred că și pentru gadareni și pentru noi,
scopul și învățătura primă, sunt mai multe aici, cred, primă este aceasta. Să vezi mai întâi omul frumos și să te bucuri de el, decât să te bucuri de cele materiale. Știm ce a urmat. Văzând paguba, fiindcă păstorii porcilor s-au dus în cetate și l-au spus celorlalți, au venit și, bineînțeles, că nimeni nu venea să creadă. I-a cuprins frică mare. Toți trei evangheliști spun acest lucru. Deci, nu materialul întâi de toate, ci grija față de seme. Reiese din Evanghelie, poate mai mult din celelalte două variante, că cei doi demonizați, foști demonizați, da, redevenind sănătoși și integri, n-au fost neapărat o bucurie foarte mare. Pentru comunitate. Pentru comunitate. Pentru că la fel spun, mi se spune la fel că, și cred că tot evanghelistul Marcu, el este foarte atent la detalii, da, zice așa, au ieșit să vadă cei din cetate ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul oamenii din care ieșiseră demonii îmbrăcați și întregi la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. De ce nu s-au fi bucurat? Iubind mai mult materia? Poate că da. Dar oricum, cu certitudine, faptul că Hristos acceptă să se întâmple o asemenea pagubă și o pagubă materială enormă, mare, e nevoie să ne pună pe gânduri. Să ne bucurăm nu atât de cele materiale, și știi că am avut nu de mult Evanghelia cu grijile, îngrijorările vieții, cu tot ceea ce ne ia, și mai puțin poate împărăția lui Dumnezeu. Dar înainte de împărăție, să adapt și în împărăție, să te bucuri de semenul tău, să te bucuri că este integru. Să pui înainte de toată atenția față de el. Nu știm cât vor fi încercat gadarenii să însănătoșească pe cei doi. Ei vor fi lăsat poate că în lumea lor, sigur că au încercat la un moment dat să-i stăpânească, probabil că vor fi făcut ravagi în sens propriu cei doi pe acolo. Și de aceea îi vor fi pus în lanțuri. Dar atenția față de aproapele tău, mult mai mare decât orice altceva, decât oricare alt lucru material. Atenția față de un suflet este mai mare decât orice. Și atunci Hristos cred că vrea să-l dea o lecție gadarenilor, să-i spună, uite, deci întâi de toate grijă față de ceilalți. De ce să vă înfricoșați că sunt sănătoși? Bucurați-vă că sunt sănătoși. Textul este limpede. Sigur, se vor fi înfricoșat și gândindu-se că deci, cum a putut să facă un om așa ceva? E poate de zeci de ani, nici nu știm, oricum de perioadă îndelungată, n-a reușit să facă nimic. Și vine cineva, un străin, și reușește. Poate că și asta se va fi întâmplat. Haideți să ne mai gândim la ceva. Un comentator zice, la un moment dat, un exeget, zice așa, dacă facem o paralelă a acestui episod cu ceea ce îi spun fariseii, iudeii oricum lui Hristos, vorbind cu ce putere scoate demonii, cu Domnul demonilor scoate demonii, că înseamnă că demonii ascultă de Domnul lor. S-ar putea ca gadarenii să fi gândit, nu cumva e și el posedat? Da. Cum ne ascultă demonii? Ascultă pur și simplu de un om. Sigur, e îndrăzneață întrebarea aceasta, dar nu știm de ce s-au înfricoșat complet. Cert este însă, și revin la ideea primă, ideea de mai dinainte, anume că Hristos vrea să ne atenționeze, aveți grijă de fiecare suflet, de fiecare suflet pe care îl întâlniți. Repet, cu certitudine, în localitatea aceea sau în localitățile învecinate, vor fi fost rudele lor, poate soțiile, copiilor și așa mai departe. Poate vor fi făcut pentru ei. Dar dacă Hristos a reușit să facă acest lucru și să-i readucă la starea de a fi sănătoși și să le redea demnitatea umană, atunci nu se poate să vezi că, pe de-o parte, paguba îți întunecă mintea în așa, de așa manieră încât nu te poți bucura de fratele tău. Da. Foarte interesante nuanțările pe care le-ați făcut. Vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom continua cu alte nuanțări raportate la Evanghelia de astăzi. Dragi radioascultători, am revenit în direct. Vă reamintim faptul că invitatul nostru este părintele profesor universitar dr. Ștefan Iloae de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
De asemenea, vă reamintim că puteți să puneți întrebări sunând la numărul de telefon 0264 596 500 sau aceleași întrebări le puteți pune pe pagina de Facebook a emisiunii, pe pagina de Facebook a radioului Radio Renaștere, unde transmitem live emisiunea. Părinte profesor, câteva nuanțări au avut loc în prima parte a emisiunii, dacă au mai rămas și alte aspecte care vi se par relevante din Evanghelia de astăzi, care ar trebui clarificate. Cred că m-aș referi încă la două dintre ele. Am spus chiar la începutul discuției noastre că demonizații, practic demonii prin cei doi demonizați, îl întâmpină pe Hristos. Deci demonii nu-i fac să fugă și e clar că a fost o întâmpinare care, până la urmă, pentru cei doi, s-a soldat cu reconferirea demnităților umane. Interesant este că sunt multe feluri de întâmpinări. După ce se întâmplă vindecarea, după ce are loc și incidentul cu necatul porcilor în lacul care era acolo în apropiere, cei din cetate sunt anunțați de către păzitorii porcilor, sunt anunțați de eveniment, ce anume s-a întâmplat. Și evanghelistul notează la fel. Și venind, și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Iată o nouă întâmpinare. O nouă întâmpinare. Doar că de data aceasta, ceea ce spuneam înainte de pauza muzicală, n-a fost o întâmpinare prin care cei din cetate să-și manifeste bucuria pentru conaționalilor, rudelelor, ci, la fel, toți trei evangheliștii spun că au ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să plece din ținuturile lor. Este, cred, posibil să mă și înșel, dar este, cred, singurul loc din Evanghelie în care cineva îl scoate pe Iisus afară. Poate că mai este undeva, sper să nu fi scăpat. Da, deci îl roagă să plece, pur și simplu. Și sunt două tipuri de prin care se mai ne amintim atunci când zice, ieși de la mine, zice că sunt om păcătos, ieși în sensul că nu sunt vrednic, da. Dar aici nu-l mai vor pe el, fiindcă o prezență incomodă. Nu-l mai vor. Și la fel am citit din Evanghelia după Marcu, pe de o parte, această frică, dintotdeauna sau cel puțin în ultima perioadă, așa mă frământă tema aceasta fricii. Sigur, în Evanghelie, în antiteză cu tema curajului. Și în acest pasaj legat de vindecarea demonizaților apare de cel puțin 3-4 ori termenul de frică. Și am citit înainte de pauză la fel că cei din cetate i-au văzut pe cei doi foși demonizați întregi la minte, îmbrăcați. Atenție, erau dezbrăcați la început. Da? Probabil că cineva din apropierea lui Iisus, după ce i-au devenit sănătoși, le-au dat niște haine, îmbrăcați, întregi la minte. Ar trebui la fel să punem în antiteză aspectele acestea prin comportamentul lor care ne este descoperit la începutul pasajului Evangheliei. Întregi la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus, nu mai umblau prin munți, nu mai strigau, nu mai urlau, ședeau cu minți la picioarele lui Iisus. Și s-au înfricoșat cei care au văzut. Deci întâmpinarea aceasta lui Iisus de către toată cetatea are ca scop nu atât bucuria față pentru aproapele, bucuria față de bucuria celuilalt, da? Ci s-au înfricoșat văzând ceea ce anume s-a întâmplat. Și l-a rugat pe el toată mulțima din ținutul acela să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, din nou. Erau cuprinși de frică mare. Alte cauze pentru frica aceasta, frica, din nou mă frapează tema aceasta, frica de Hristos. Că noi avem frica de Dumnezeu, care este altceva și care este mai specifică Vechiului Testament. În Noul Testament apare mai mult iubirea lui Dumnezeu. Da? Frica de Dumnezeu este una, dar frica de Hristos, frica de cineva care, locuind între oameni, a venit ca să reînfrumuseteze lumea atât de mult a putut, și acolo unde era un scop și unde era un obiectiv, și totuși oamenii aceștia se tem, oamenilor acestora le este frică.
Poate le este frică să nu mai aibă și alte pagube materiale. Poate le este frică pentru că nu pot explica ce anume s-a întâmplat acolo, cum de oameni aceia care, repet, cu certitudine de o perioadă îndelungată, nu mai erau oameni, erau neoameni. Și oricum, frica aceasta i-a făcut pe cei de acolo să îl scoată pe Iisus în afară, în afara ținutului lor, să plece de la ei, să plece. Da, adaptat cumva la zilele noastre, putem să remarcăm faptul că noi putem ajunge într-o asemenea stare încât să-L respingem pe Hristos din viața noastră de dragul unei comodități iluzorii. Categoric, da. Și ne se întâmplă în multe situații respingerea aceasta lui Hristos. Altfel spus, prigonirea lui Hristos, că respingerea este pentru El cu certitudine, este o prigonire, adică o îndepărtare. El a venit pentru tine și tu nu-L accepti, tu nu-L vrei. După timpul te vă-L respinge, îl scoți afară. Da. Și în multe situații se întâmplă să-L scoatem pe Hristos afară. Ei cred că aveau o atitudine de genul acesta, decât să ne mai faci vreo pagubă, mai bine pleacă. Da. E foarte posibil. Oricum, rămânem cu această idee că L-au scos afară din ținuturile lor. Și Hristos a plecat. Da. Și un ultim aspect, care nu apare în Evanghelia după Matei, apare însă și la Marcu și la Luca, este următorul. Vă spuneam, la Marcu și la Luca apare un singur demonizat și de data aceasta să mă refer, e mai simplu așa, la acel unul. Mi se spune, evanghelistul zice așa, iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga pe Hristos să rămână cu el. Deci, omul văzându-se integru, probabil dându-se seama ce anume s-a întâmplat, cu certitudine făcând comparație între starea lui actuală și cea de dinainte, ce va putea să facă, e clar comportamentul i s-a schimbat, cu certitudine realiza că nu este în ordine, dar nu se putea desprinde de sub puterea răului, îl roagă pe Hristos să rămână cu el, să-i dea voie să rămână cu el. Asta apare la Luca și... Aici apare puțin o altă variantă. Și intrând el în corabie, da, cel ce fusese demonizat, îl ruga ca să-l ia cu el. Să-l ia cu el. Deci nu doar să rămână cu el. Să-l ia cu el. Să-l ia. E clar că știa și-a dat seama că Hristos urma să plece. Hristos era în corabie și celălalt îl ruga să-l ia cu el. Hristos a spus de atâtea ori, vino după mine, veniți, haideți, toți cei ostenici și împovărați, vino după mine. Ar fi putut să-i devină un ucenic apropiat. Da. Și în mod surprinzător, Hristos spune nu. De în mod surprinzător. Ne dă Hristos răspunsul pe care o să-l nuanțăm. Iisus însă nu l-a lăsat, ci a zis, mergi în casa ta la ai tăi și spune-le câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit. Ce se întâmplă? Hristos nu poate rămâne în cetatea aceea pentru că este scos afară de concetățenii celui sau celor vindecați. Dar Hristos rămâne în cetate prin omul pe care l-a vindecat. Hristos rămâne acolo. El este mărturisit de cel care l-a vindecat. Mergi la casa ta și spune-le lor cât bine ai făcut. Și evanghelistul continuă, iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole câte i-a făcut Iisus lui și toți se minunau. Deci a rămas un apostol al lui Hristos, doar că nu în proximitatea fizică, ci a rămas un apostol în cetate. Ori de aici există concluzia directă și pertinentă este aceea că de acolo spuneați că îl scoatem pe Hristos. Important este să rămâne, să fie câte un apostol care crezând în Hristos, să-l mărturisească. Eu, credincioșilor, așa, uneori și în cuvintele mele de învățătură le mai spun la final, am venit duminica, ne-am împărtășit de cuvânt, de evanghelie, de liturghie, poate chiar ne-am împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos. Mergem acasă, fiecare la casele noastre și noi nu mai vorbim despre ce e. Noi nu mai devenim un apostol al lui Hristos din biserică de aici. Pentru cei care nu au putut să vină, pentru cei bolnavi, pentru copii, pentru... Se întâmplă în multe situații acest lucru. Adică mergem, suntem mulțumiți cu ce am primit, chiar suntem mulțumiți și se vede și pe credincioși, pe clerici, pe, sigur, atâta cât se poate vedea. Dar suntem mulțumiți cu ceea ce avem, e lumina aceea despre care Hristos spune, nu ascunde sub obror. Fii un apostol.
du-te acolo, în casa ta, du-te în casa ta și spune câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit, zice, îi spune Hristos acestuia. Și e clar că omul a făcut aceasta, pentru că dacă ar s-a fi dus după Hristos, da, nu s-ar mai fi minunat cei din Decapole și din împrejurimi de ce anume s-a întâmplat. Pentru că n-ar fi știut nimeni. Ar fi știut foarte puțin. Sau ar fi interpretat. Dar mai este încă ceva. Vedeți? Dumnezeu lucrează în omul acesta. Dumnezeu lucrează și prin noi. Și ne lasă sau ne roagă pe noi să fim apostoli. Nu altcineva să vorbească despre ce mi s-a întâmplat mie. Ci eu să spun, eu să mărturisesc, eu să dau mai departe, pentru că este mult mai credibilă istoria mea relatată de mine. Pentru că vine din propria experiență. Categoric. Cu certitudine. Omul va putea să spună, așa am fost, uitați-vă cum sunt. Și ceea ce poate n-ar fi putut să facă omul acesta cu certitudine din acest punct de vedere, nu, fiind lângă Hristos, da? A făcut omul acesta în numele lui Hristos și crezând cu certitudine în Hristos. Dacă n-ar fi crezut că omul acesta este, că Hristos este cu cineva deosebit, omul n-ar fi stat nici cu minte la picioarele lui, nici nu l-ar fi rugat să-l ia cu el. Ia-mă cu tine! Da. Așa cum a zis mai devreme, cum ar fi zis el, uitați-vă cum am fost și cum sunt, mi-aduc aminte de un aspect. În ultima perioadă, așa cum zicea dumneavoastră despre fică, sunt foarte pasionat de problema adicțiilor, de modul în care abordăm noi adicțiile în biserică și am chiar fost la o întâlnire a alcoolicilor anonimi. Și am fost extrem de impresionat de puterea cuvântului pe care îl au cei care vorbesc teoretic despre alcoolism și adicții și despre puterea unor oameni atât de simpli, unii dintre ei, alții cadre didactice universitare, care vorbeau din propria lor experiență. Uitați-vă cum am fost și cum sunt acum și vorbesc despre această întâlnire, trezire spirituală, numesc ei, pe care au avut-o în relație cu Hristos. Și s-ar putea, apropo de asta, ca chiar și adicțiile, într-o anumită măsură, într-o formă foarte mică, să fie forme, poate e mult spus demonizare, dar ajunge omul, poate ajunge într-o formă dezumanizantă prin adicție. Da, pentru că adicțiile și cu certitudine și stările de demonizare, deși, sigur, acolo nu e o taină și nu putem intra la propriu, se datorează faptului că mai mult sau mai puțin, mai puțin sau mai mult, libertatea omului este subjugată. Încetul cu încetul. Omul nu renunță la libertatea lui, poate renunțăm pe un segment. Nu știu, cineva care are problemă cu alcoolul, dar încetul cu încetul, da, libertatea lui, sau libertatea pe de-o parte și după aceea puterea de respingere prin voință, sunt din ce în ce mai mult diminuate. Se diminuează încetul cu încetul și atunci ajunge la dependență, la adicție. Ori, de aceea, până la urmă, e tema aceasta adicție, e o mare problemă. Cei doi demonizați se aflau într-o formă de stăpânire. Adicția, sigur, nu este chiar o formă de stăpânire, dar, subliniez, nu este chiar o formă de stăpânire, dar încetul cu încetul ea poate duce la o dependență atât de mare încât, repet, pe segmentul respectiv, cum este cazul alcoolului sau drogurilor sau așa mai departe, voința nu mai poate lupta. Are nevoie de un sprijin exterior și știm că sunt atâtea situații în care omul nu se mai poate ajuta pe el singur. Da, așa cum vă ziceam în pauza muzicală, foarte recent am întâlnit un dependent de droguri care era în sevraj și avea o stare exact așa cum e descrisă de evangheliști, de o nestare până la urmă, de nestăpânit, nu mai putea să stea pe loc. Era înspăimântător, chiar mă gândeam cum trăiesc cei care trăiesc cu el în casă, cum se poartă, și e de speriat o asemenea situație. Cunosc eu câteva cazuri din experiența pastorală și duhovnicească și este de neînchipuit, efectiv de neînchipuit. Și pe de o parte și lupta împotriva adicției, care din când în când reușește, dar nefiind poate un sprijin susținut, sigur, sunt poate multe cauze acolo, se reia și imposibilitatea durerilor, practic durerea celor care sunt apropiați și care văd că la un moment dat nu mai pot să facă nimic. Nimic, da. Absolut nimic. Și atunci,
De aceea, da, această, sigur, și această similitudine între a fi stăpânit, a nu mai avea stăpânire pe tine întru totul, că vedeți, demonii au pus stăpânire pe comportamentul celor doi bărbați, pe mintea lor, da? Deci erau, după vindecare, erau întregi la minte, semn că înainte nu era întreg, nu erau întregi la minte. Da. Or, de aici reiese, sigur, situația gravă și uneori de negândit pentru cineva care nu a întâlnit asemenea situații, în care se pot afla unii dintre semenii noștri. Subliniez încă o dată de aceea și importanța pe care Hristos o acordă sufletului, omului, oamenilor aceștia. Sunt sănătoși, bucurați-vă de ei. Sau acesta în cazul relatării cu un singur demonizat. Bucurați-vă de el. Și, repet, dintotdeauna m-a surprins acest mesaj, această soluție pe care Hristos o oferă, da? Și ne oferă și nouă. Rămâi tu. Vedeți câte din situațiile și din contextele noastre moderne în care trăim, ne întrebăm câteodată, poate nu noi chiar cei care slujim, deși, dar așa, unde-i Dumnezeu într-o asemenea situație? Unde-i? Așa, unde e mesajul lui? Sigur că în cercurile în care există creștini, se întâmplă acest lucru, dar sunt atât de multe case, familii, în care creștinismul este ca și inexistent, chiar dacă poate cei din casă sunt toți botezați. Și atunci, Hristos ne lasă pe câte unul dintre noi, totul este, ne lasă în societate, să devenim mărturisitorii lui. Mărturisiți voi pentru mine. Faceți voi, dați voi un semn. Arătați că lucrurile stau așa. Totul este, asta o să spun mai înainte, să ne asumăm acest rol și chiar să credem în el. Nu pentru a ne lăuda, pentru că știți bine, în multe situații nu-i deloc ușor să mărturisești pe Hristos. Da. În unele contexte sociale și culturale, al mărturisirii pe Hristos este aproape identic cu represalii care pot să meargă până la martiraj. Cum o faci? Dar Hristos ne-a lăsat pe cei care cred în el, așa ne-a lăsat. Da. Iar exemplul acestui însănătoșit de către Hristos este unul fulminant, care este fără tăgadă. Du-te în casa ta, du-te la ai tăi și spune-le cât bine ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit. Iar omul face aceasta, rămâne acasă și îi pune și pe ceilalți, pe conați ale lui, îi aduce în starea de minunare, de mirare. Pentru că ce se întâmplă? Mai e un aspect și o altă nuanță. Hristos ar fi stat poate că acolo la ei în cetate o vreme. O zi, două, o jumătate de zi. Dar ar fi plecat. Omul acesta a rămas cu ei toată viața. Da. Deci e un mesaj al lui Hristos pe care el îl va fi propovăduit toată viața lui, nu o după masă, nu o zi sau două, ci tot timpul. Da, și așa cum v-ați exprimat adineauri, Hristos rămâne cu ei prin el. Da. Da, Hristos rămâne. Prin el. Da. Și așa rămâne prin oricare dintre noi, acolo unde poate nu este locul, acolo unde nu se crede în el, acolo de unde este expulzat, este de unde a fost rugat. Du-te de la noi, pleacă. Și pentru fiecare dintre noi este același rol, ca el să rămână prin noi. Lucrând la integrala Steinhardt, care s-a încheiat de curând, am întâlnit în mai multe locuri o idee, știam de ea, care nu îi aparține lui chiar în formula aceasta, ci unui teolog rus. Care, și Steinhardt, interpretându-o puțin, zice în felul următor, părintele Nicolae de la Rohia, spune, Hristos nevrai lui. E limpede. Hristos nevrai lui prin aceea că el vrea să locuiască în noi. Dar părintele Nicolae spune, dar asta nu e suficient. Nu doar Hristos să locuiască în noi. Nu să te faci tu fratele lui Hristos, ci să te faci tu Hristos. Și, sigur, concluzia lui Steinhardt este legitimă și așa este. Dar omul acela s-a făcut, a devenit una cu Hristos în momentul în care a rămas la ei lui. Și așa ne se cere și nouă. Să fim una cu Hristos în această lume. Sigur că sunt derapaje și sigur că sunt, da? Dar dincolo de aceasta, să dăm mărturie despre el, nu în numele lui, ci el din noi să vorbească. Noi să devenim hristoși. Da, foarte Știți? Interesant. Și o misiune foarte grea, dar o responsabilitate care ne stă. Da.
Și aceasta repet inclusiv într-o societate creștină, cum zicem noi, că este a noastră. Vedem câte provocări sunt și câte încercări și câte nuanțări și așa mai departe. Da, inclusiv într-o asemenea societate. Fiecare din punctul lui de vedere, în baza personalității pe care o are, vedeți, unul poate mai mult, e mai citit, e mai altul, cum spuneați de mesajul simplu pe care l-ați auzit la cei cu adicție, că ați spus de mai simplu. Și, da. Și da, alții cu un mesaj simplu. Important este să-l dai. Să nu crezi că este doar pentru tine, să nu crezi egoist, gata. Eu l-am găsit pe Hristos și acum ce fac cu el? Dă-l mai departe. Multiplică-l. Da. Așa că da, Hristos să rămână în lume prin noi, prin fiecare dintre noi, cei care credem. Așa cum credem, cu putințele și cu neputințele noastre, cu credința noastră tare sau slabă, mai tare sau mai slabă. Da, aș mai vrea ca radioascultătorii să rămână și cu acea idee pe care ați spus-o despre cele două tipuri de întâmpinări. Există întâmpinări și întâmpinări și întâmpinarea are mai multe fațete. Unii l-au întâmpinat într-un fel, alții în alt fel și atunci va trebui să ne punem și noi întrebarea, eu cum îl întâmpin pe Hristos în viața mea? Categoric. Pentru a ne ușura puțin exercițiul acesta, aș vrea să vă spun un lucru și e îndeopște știut. Atunci când Hristos a fost adus la templu la 40 de zile, da? A fost întâmpinat de dreptul Simeon. Și evanghelistul Luca, singurul care relatează evenimentul, spune a fost adus de Duhul Sfânt la templu atunci dreptul Simeon. Deci, întâmpinarea lui Hristos se face într-un duh al lui Hristos. Și sunt acolo mai multe etape ale întâmpinării pe care dreptul Simeon a făcut-o lui Hristos. Și da, există întâmpinări și întâmpinări. În multe situații ne întâmpină sau îl întâmpinăm noi pe Hristos în mod cu totul nepotrivit, fiindcă nu suntem pregătiți pentru asemenea întâmpinare. Nu ne dăm seama că dacă suntem stingheriți de faptul că nu știu, orice tip de întâmpinare, inclusiv într-o slujbă sau în ceva. Nu te aștepți ca într-o casă să te duci să fie, nu știu, o slujbă de sfințire la biserică, spre exemplu. Mi s-a întâmplat așa la un moment dat. Și m-a rămas perplex. N-a vrut să creadă că a venit la prietena lui. E o întâmpinare. Hristos te întâmpină. Și aici mai este ceva. Este și o întâmpinare a noastră, felul în care noi îl întâmpinăm pe Hristos, este și o întâmpinare a lui. Și el ne întâmpină. Da. Vedeți, Apostolul Pavel spune frumos în acel pasaj care se citește la înmormântare. Ne pregătim așa, pentru ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Acea va fi ultima întâmpinare din partea noastră. Dar până atunci e nevoie de întâmpinare și întâmpinare. Fiecare zi o întâmpinare a lui Hristos, așa ar trebui să fie. În fiecare dimineață când mă trezesc, să-L întâmpin pe Hristos într-o nouă zi. Însă fiecare întâmpinare vine cu anumite costuri, cu ghilimele de rigoare, adică va trebui să renunțăm la ceva din materie, la ceva din plăcerile noastre. Nu, cele două, sunt două realități care nu sunt conciliabile, deci sunt ireconciliabile. Hristos nu căurăște materia, dar afinitatea noastră pentru materie dusă la extrem este ireconciliabilă cu întâlnirea cu Hristos. Este ceea ce la fel s-a citit într-o evanghelie precedentă, am pomenit de aceea cu grijile și îngrijorările, nu puteți sluji la doi domni. Da. Acolo Mamona este zeul bogăției, zeul materiei, al materialului în deopște. Și da, Hristos spune limpede. Și e clar din Evanghelia Duminicii de astăzi că da, Hristos dă o lecție, le dă o lecție gadarenilor pe care, aș vrea să spun și acest lucru, nu știu și nu știm cât au înțeles-o. Poate în timp, poate că în timp vor fi înțeles. Poate datorită mărturiei conaționalului lor sau consăteanului lor. Poate și-o fi dat seama la un moment dat. Unii dintre ei cu certitudine, da. Dar o lecție pe care e nevoie să o înțelegem inclusiv noi. Că a te bucura de celălalt, a te bucura de aproapele, a te bucura de un suflet frumos, care poate și-a revenit dintr-o criză sau așa mai departe, este mult mai mult decât orice altceva. Da, acesta probabil că e mesajul prim al Evangheliei. Părinte profesor, timpul s-a scurs și emisiunea noastră este pe final. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Vă mărturisesc că am simțit că am avut un dialog foarte cald și firesc. Ne gândim și sperăm să mai fiți prezent alături de noi la emisiunile noastre.
Dragi drag, cu drag. ascultători, vă reamintim pentru cei care ați deschis mai târziu că împreună cu mine a fost părintele profesor universitar dr. Ștefan Iloae de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Dânsul este titularul Catedrei de Teologie Morală și pasionat de subiectele ce țin de bioetică. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați arătat-o în această seară și vă dorim o săptămână binecuvântată tuturor.